Dumnezeu să vă binecuvânteze. De dimineață v-am spus, așa ca o urare, ca oriunde calcă talpa piciorului dumneavoastră, s-o cuceriți și ca anul ăsta să vă lărgiți hotarele, da? Și vă mai spun ceva în seara asta, spunem Psalmul 92 cu 12, cei neprihăniți, atenție, înverzesc ca finicul și cresc ca cedri din Liban. Adică cei care sunt neprihăniți în orice situație, fie că iarnă, fie că este toamnă când cad frunzele, ei rămân verzi, fie că e vorba de tristețe, de încercări, ei rămân verzi. Dar mai mult decât atât spune, cei neprihăniți cresc ca și cedri din Liban. Cedri din Liban ajung până la 50-60 de metri. Și noi care suntem neprihăniți în bisericile Dumnezeu și oriunde am fi, trebuie să creștem în fiecare zi, atât de mult încât cei care se uită la noi să amețească, da? Domnul să vă ajute să creșteți ca cei din Liban. Amin? În seara aceasta ne ridicăm în picioare, o să citesc un singur verset. Nu este numai pentru tineri, este pentru noi toți. În primul rând, în seara aceasta îmi predic mie și după aceea tinerilor, în capitolul 2, în 2 Timotei, iertați-mă, în capitolul 1, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și haideți să ne facem puțin comozi, să ne debarasăm de tot ceea ce înseamnă stres. Spunea Richard von Brandt, zice, când am fost în Albania, pe frontispiciu unei biserici, spunea, când intri în această încăpere, lasă-ți toată beatitudinea gândurilor afară, că ești în fața Dumnezeului celui viu și sfânt. Așa că noi când venim aici, am vrea să ne lăsăm toate gândurile afară. Spune o legendă că la un moment dat, îngerul care era reprezentantul boabelor de rouă a fost foarte nemulțumit de faptul că lui nu-i aducea nimeni laude. Că laude primeau numai îngerii care făceau lucrări mari pe pământ. Să zicem îngerul vindecărilor de cancer, da? Sau nu știu ce înger care întorcea oamenii la Dumnezeu. Și îngerul ăsta s-a supărat. Și a spus, dar oricum boabele mele de rouă nu sunt importante, așa că am să mă opresc și nu se mai dau rouă pe pământ. Și a trecut mai multe zile și într-una din dimineți a venit Domnul, l-a luat pe înger de mână și a spus, hai să ne uităm puțin pe fereastra cerului. Și când s-a uitat, zice, uite-te pe pământ, ce vezi pe pământ? Păi zice, văd că totul este pârjolit, văd că vegetația este pârjolită. Și a spus, da, te-ai întrebat din ce cauză? Și a zis, nu, din cauza că tu n-ai dat rouă în fiecare noapte și în fiecare dimineață roua aia bogată trebuia să facă să fie verdeață. Dar el a spus, dar eu n-am crezut că boabele mele de rouă sunt atât de importante. Și a spus, ba da, pentru că nimic nu este neimportant, oricât ar fi de mic. Și acum îngerul a fost cu capul în jos, trist, așa, și a zis, Domnul, stai liniștit, o să dau eu un potop acum ca să rezolv problema. Și îngerul a zis, îți promit că de mâine tot timpul voi răspândi boabe de rouă. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi, și mai ales cei care sunt tineri, spunem că nu contează ceea ce noi facem. De multe ori noi spunem, suntem prea tineri, suntem prea slabi, suntem prea importanți sau neimportanți, sunt un bob de rouă, sunt un tăciune care abia mocnește, spun alții, pentru că am căzut într-o anumită capcană. Da, da, Domnul spune, vreau să te folosesc și pe tine. Și să țineți minte un argument pe care vi-l spun acum. De fapt, argumentul ăsta este pornit din două. Diavolul niciodată în viață nu vrea ca să ne întâlnim cu Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești chemat la biserică, el te împinge să nu vii, să nu citești Biblia, să nu te rogi, să nu stai împreună cu colegii creștini, să nu stai împreună celorlalți oameni care sunt devotați, să te bage numai pe lângă oamenii care sunt falși, care sunt slabi, care sunt duplicitari, da? Pentru că diavolul spune că dacă nu vei sta în preajma lui Dumnezeu, normal că nu o să-L cunoști niciodată și atunci tu nu o să poți să fii înflăcărat. Apoi diavolul vine și spune să nu cumva să te implici în slujire, chiar dacă ești în biserică, chiar dacă este un grup mare, chiar dacă pe lângă tine toți slujesc. Nu, tu să stai cu mâinile în sân. Tu
să stai cu minte, tu să stai liniștit, tu să spui că ești prea tânăr, că ești prea neinițiat, că ești prea mic, că ești prea neînsemnat. Dar acum vreau să vă spun sincer, păi dar diavolul vine și spune ești prea tânăr și neînsemnat și nu știi prea mult ca să faci o lucrare pentru Dumnezeu. Dar la 13 ani vine și le spune la fete să se prostitueze. Dar la 11 ani vine diavolul cu țigări la tine. Dar la 9 ani îi împinge spre discotecă sau spre nu știu ce lucruri. Acolo nu mai e vorba de tinerețe. Să știți că argumentul ăsta care vi-l spun, diavolul nu vrea să ne apropiem de Dumnezeu și diavolul nu vrea, dacă ne-am apropiat de Dumnezeu, pasul următor este nu vrea să slujim, dar noi vrem să-L facem de râs și noi vrem să slujim. El vrea să ne lase așa numai cu amintirea botezului, a rugăciunii mamii mele, a unei zile în care, nu știu, poate că cineva mi-a dat un sandwich, dar Domnul spune, nu, voi nu trebuie să trăiți din amintiri, voi trebuie să lucrați. Vă spun cu toată responsabilitatea. La ora actuală sunt statistici care spun că din cei 100% din oamenii care vin în biserici, atenție, pe și pentru tine și pe 85%, n-a adus pe nimeni niciodată la Hristos. Vreau să ne aliezăm la lucrul ăsta, pentru că vreau să vă spun sincer că dacă fiecare persoană de aici am aduce măcar unul, nu neapărat, hai să zic într-un an ne dublăm. Dar dacă am aduce unul măcar la 5 ani, în 5 ani biserica se dublează. Dar sunt unii care aș putea să spun boi ăia care trag în greu, ăia poate de 15% și știți ce e interesant și vreau asta să înțeleagă și tinerii și alții. În primul an de convertire, oamenii care se convertesc în primul an, ăia sunt cei mai eficienți, ăia mai aduc și pe alții. Ceilalți mai puțin sunt cei care lucrează. Priviți în jur, în bisericile noastre și uitați-vă, există o luptă foarte puternică până la convertire, până la botez. Apoi tinerii, oamenii, cei care vin în biserică după ce s-au botezat, au încheiat un legământ cu Dumnezeu. După aceea știți ce devin? Iubit ascultător, numai să stea să asculte, consumator de programe, de predici, nu se implică. Dacă am ști și dacă ați ști câtă lumină este în noi, Dumnezeu să știți că ne-a dat două porunci. Una spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Asta înseamnă poruncă. Nu veniți la mine dacă vreți voi. Este obligatoriu să veniți. Și a doua spune, duceți Evanghelia până la marginile pământului. Noi toți am vrea să ne ducem numai la Hristos, dar problema este câți dintre noi ducem Evanghelia, slujirea mai departe. Și dacă ați ști, și tinerii, dar și ceilalți, ce potențial poate să fie în dumneavoastră? În anul ăsta 2020, când este era aceasta digitală, când sunt cei mai informați oameni de pe planetă, niciodată nimeni n-a avut atât de multe informații. Când sunt cei mai educați oameni care au existat în istorie, niciodată în istorie n-au fost oamenii mai educați ca în zilele noastre. Când avem cele mai multe resurse, când avem cele mai rapide mijloace de transport, de comunicare, de a transmite Evanghelia mai departe, v-am spus și de dimineață, dacă pe Facebook-ul ăla am șăruit predici, articole, citate din Biblie, anumite lucruri le-am împânzit și s-ar duce în toată lumea. Numai că noi, nu știu ce se întâmplă cu noi. Dacă aș ști tinerii de aici, dar și ceilalți, câtă lumină este în voi. Dacă aș ști lucrul acesta, dar știți ce se întâmplă, fraților, de multe ori lumina nu se vede din noi din cauza că s-a pus prea mult praf pe sticla de lampă. Acum nu știu tinerii dacă știți ce e aia lampă. Pe felinare. Domnul să ne ajute ca să-L curățim. Sunteți niște dinamite a lui Hristos, niște dunamis, aș putea să spun. Și Domnul să vă ajute să alergați. Domnul să vă ajute pe toți să fiți în continuă mișcare. Nu știu, creștinii parcă au încremenit așa în mișcare, parcă mergem uneori în reluare. Domnul să ne dea puterea aceasta. Și acum, pentru că v-am spus această introducere, vreau să vă duc cu gândul la acest tânăr, la acest Timotei. Un tânăr care a trăit în diaspora, un tânăr al cărui tată, rețineți, nu era pocăit decât mama lui, care era evreică, s-a întors la Dumnezeu și bunica lui. Băiatul ăsta n-avea rude, băiatul ăsta, să zicem, pentru că trăia în diaspora între greci, băiatul ăsta nu era cu ceilalți, nu i se oferau multe lucruri. Aș putea să spun că era lipsit acolo de sinagogă, unde să învețe, să spunem, din Tora. Băiatul ăsta a fost la un moment dat într-o lume care era extraordinar de decăzută, de decadentă.
bunica lui făcuse genunchi de cămilă, tot stând în genunchi și rugându-se, și la un moment dat, în starea aceasta, aș putea să spunem, a diasporei, de singur acolo la Listra, vine unul, Pavel, și este dat afară din cetate, este împroșcat cu pietre, este lăsat aproape mort de el. Când își revine, știți ce face? El continuă, pentru că un creștin nu este învins decât când s-a oprit. Nu ești învins atunci când cazi, ești învins când nu mergi mai departe. Domnul să ne dea puterea aceasta. Și vine Pavel, își pune mâinile peste acest Timotei și el nu și-a încheiat lucrarea, și când își pune mâinile peste el, dintr-o dată Timotei devine un om înflăcărat. Chiar dacă era la un început un tânăr timid, un tânăr care spunea, dar oamenii râd de tinerețea mea, Pavel, și Pavel îi spune să nu râdă nimeni de tinerețea ta, că și de Hristos au râs oamenii. Să nu vă temeți de faptul că oamenii râd, pentru că, vedeți, încă de tineri începe lucrarea să se facă. Eu când am început să predic, aveam 23 de ani într-o iarnă, și când am predicat prima dată, oamenii au rămas uimiți și au spus, mă, dar noi suntem de ani de zile în biserică. La momentul în care a început să predice Charles Spurgeon, avea 17 ani, ăsta pe la 19 ani strângea 10.000 de oameni la biserică. La momentul în care a început să predice Moody, avea 14 ani și era băiat, era cizmar. Și în momentul în care Moody a început să predice, a început trezirile prin biserice în care se duceau. Dacă stăm să ne uităm în Biblie, Dumnezeu a ales tinerii. Dumnezeu l-a ales pe Gedeon, boaba aia de rouă, când era tânăr. Dumnezeu l-a ales pe David. În seara asta ni s-a citit aici ca să-l învingă pe Goliat, în momentul în care era tânăr. În momentul în care era student, la un moment dat, John Wesley împreună cu George Wesley, împreună cu John Whitfield, au început trezirea aceea spirituală în Marea Britanie, care mai târziu s-a dus la Jonathan Edwards în America și a fost Great Revival. De tineri, tinerii fac cele mai multe lucruri. Tinerii, Dumnezeu ne alege de tineri, că vorba unui prieten de-al meu, de ce ai vrea să vii la Hristos când ai placă dentară în gură și nu mai poți nici măcar să te rogi? De ce ar vrea oamenii să vină la Hristos când abia să cară cu plasele și merg cu bastonul, nu poți să treacă strada, ca să nu mai fii folositor? Dumnezeu vrea să ne folosească de tineri. Eu n-am vrut să-i slujesc lui Dumnezeu, aveam în jur de 20 de ani, 21 de ani și n-am vrut, mă împotriveam. Că am spus, Doamne, dar mama m-a abandonat să slujească altcineva, uite cu ăluia i-ai trimis, uite vecinul cu tare, uite nu știu cine, le-ai dat binecuvântări, eu am trăit chinuit, eu când am fost mic am fost bolnav, am fost părăsit de părinții mei, nu vreau să slujesc. Dar Dumnezeu mi-a spus, dar cine are mai mare nevoie, tu de mine sau eu de tine, ce zici? Și am spus, normal, că m-ai învins. Și după aceea am spus, vreau să slujesc atât cât pot. Și asta vi-o spun, am început de tânăr și nu numai eu. Dacă vă pun să ridicați mâna aici sus, câți v-ați pocăit la tinerețe și câți la bătrânețe, o să rămâneți uimiți ceilalți. Pentru că majoritatea se pocăiesc când sunt tineri. Și Domnul de aia ne cercetează încă de tineri și mulțumim că face lucrul acesta. La un moment dat, Rick Warren era student și Rick Warren, când era student, a avut pe inimă să deschidă o biserică în America și nu știa încotro și a studiat. A zis, mă, unde să mă duc să deschid o biserică? Și spune soției lui, cu care s-a căsătorit în facultate, noi vom merge undeva în Saddleback Valley, undeva în America, în California, nu există pe nu știu ce suprafață nicio biserică, deschidem o biserică acolo. Și el s-a rugat pentru chestia asta și chiar a primit nu știu ce scrisori și spune, m-am dus cu soția mea în Saddleback și când am ajuns în localitatea respectivă, a venit un tip cu taxiul și când s-a urcat în mașină, i-am spus așa, vreau, am venit ca să încep o nouă biserică aici. Vreau să-mi găsești, fiți atenți, curaj de om nebun. Adică, haideți să vă mai spun ceva înainte de asta. Într-o seară, Francis de Assisi zice, mă duc ca să-i predic sultanului. Și intră în tabăra musulmană și merge Francis de Assisi și toți soldații, ofițerii musulmani zice, cine e mă nebunul ăla? Cine e nebunul ăla, mă? Dar unul din corte spune, ăla nu e nebun, ăla e un sfânt. Că vreau să... Și știți ce zice ceilalți? Păi zice tot aia, că vreau să vă spun că sfinții sunt nebuni, dar pentru Hristos. Și vine Rick Warren în California și îl leau pe șofer și îi spune, vreau să mă duc la o agenție imobiliară. Și când se duce la agenția imobiliară, apare acolo un băiat în față, ce doriți? Vreau un apartament închiriat pe 6 luni, dar în primele 3 luni să nu plătesc niciun ban. A spus, dar nu se poate așa ceva. A zis, omule, dar asta vreau, zice. Eu n-am niciun ban ca să plătesc, trebuie să stau 6 luni aici. Dar zice, ce vreți să faceți aici? Păi aici vreau să deschid o biserică. Și cu cine deschideți biserica? Cu mine, cu soția mea și cu tine, i-a zis celui de acolo. Ăla numai că nu și-a făcut cruci. Taximetristul s-a uitat așa, a zis, cum, zice, voi trei, da, și cu tine al patrulea.
Și astăzi, Rick Warren are 31.000 de oameni la biserică și în fiecare zi 42.000 de persoane de americani sunt hrăniți de biserica lui. Și de tânăr s-a dus acolo când era student și când era fără perspective. Pentru că, vedeți, Dumnezeu se folosește de tinerețea noastră. Dar să nu uitați că și diavolul se folosește de tinerețe. Epistola aceasta pe care v-am citit-o este nu neapărat un manual de instruire pentru biserică, este în mod special pentru tineri. Vine și spune așa Pavel: Timotee, luptă-te lupta cea bună. Deci în capitolul 1 de la versetul 18 încolo. Poartă-te vrednic de casa lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetele 14 și 15. Scoate Duhul lumii din noi, vorba lui Tony Berbece când predica într-o seară. Nu-ți neglija darul slujirii. În capitolul 4 cu 11 mi se pare. Păzește aceste lucruri fără prejudecăți. Capitolul 5 cu 21. Păzește ce ți s-a încredințat. 6 cu 20. Dar vedeți, noi astăzi tot auzim atâtea lucruri, tot auzim atâtea principii și îmi place că Timotei dintr-o dată devine un lider neașteptat. Și în seara asta vreau să vă predic despre acest lider neașteptat și fiecare dintre noi poate să fie un lider neașteptat. Din fiecare dintre noi poate să iasă un lider. Și acum, cum poate să fie cineva un Timotei, să zicem un lider neașteptat? Și vreau să vă spun un lucru de aici din Biblie, destul de simplu. Spune, înflăcărează darul care este în tine. Adică, asta v-am citit în seara aceasta, lasă-te ca să fii folosit la maxim de Dumnezeu, vine Dumnezeu și ne spune, pentru că, zice Timotee, în jurul tău sunt o mulțime de oameni care pot să fie falși, care pot să fie împotrivitori, o mulțime de oameni care au dispute, care au pofte ale tinereții. Timotee, de fiecare dată când ești în preajma lor, tu înflăcărează darul care este în tine. Înflăcărat aici, cuvântul ăsta, înseamnă aprinde darul care este în tine. Avopuzerin înseamnă în limba greacă și zice acest foc, da, v-am mai spus și mai de dimineață aici la predică, este un fel de cazan în clocot. Încearcă să devii un cazan în clocot, să te înflăcărezi. Dar de ce? Pentru că, vezi, tu ai darul acesta de evanghelist, tu ai darul acesta de proroc, tu ai darul ăsta de ușier, tu ai darul ăsta de bob de rouă, să spun. Înflăcărează darul ăla de bob de rouă, ceva puțin care poți să-l faci, roagă-te Domnului. Poate că, vedeți, Dumnezeu îngăduie ca unii să fie psihologi, ca unii să fie niște oameni foarte ospitalieri. Sunt oameni în biserici care musafirii când vin, ei tot îi cară, nu toată lumea e așa disponibilă. Sunt bătrâni care fac anumite lucruri, poate că tu te rogi acasă în cămăruța ta, înflăcărează darul ăla, roagă-te mai puternic. Acum, iubiților, când Dumnezeu a făcut o chemare pentru noi, El a făcut-o potrivit cu abilitățile pe care noi le avem, pentru că Dumnezeu ne-a dat daruri și ne oferă daruri, de aceea trebuie ca să le înflăcărăm. Dumnezeu n-a chemat niciodată la El oameni desăvârșiți, dar Dumnezeu desăvârșește întotdeauna oamenii aleși. Nu există cineva care să vină la Dumnezeu și să ceară și Dumnezeu să nu-i ofere și Dumnezeu să nu-l înflăcăreze. Și de aia ne dorim, că noi avem visuri mari care ne le-a dat Dumnezeu și ele, visurile acelea, nu pot să fie desăvârșite decât aici pe pământ. Adică visurile noastre numai aici se pot realiza. Striga la un moment dat Martin Luther King când ajungea prin America, cred că știți tine și ceilalți, I have a dream. Am un vis, vreau într-o zi negri să stea cu albi în biserică, vreau într-o zi negri să meargă în autobuze cu albi în America, vreau într-o zi negri să fie priviți ca și albi în America. S-a putut lucrul acela. Dar știți că Martin Luther King a plătit cu pielea lui lucrul ăsta. A avut visul ăsta, a înflăcărat în continuu peste tot, s-a dus, a ținut conferințe, a spus, da, se poate, se poate, și nu a noi se poate. Uitați-vă astăzi că eu fiind profesor de peste 20 de ani, am de-a face cu o mulțime de tineri și majoritatea tinerilor când îi întreb ce vrei să faci la 18 ani, la 19 ani, știi ce spune? Păi dacă îi lua bac, păi dacă nu știu, să vedem ce. Dar problema este că, vedeți, în viața aceasta visurile noastre dispar. Când suntem tineri, dacă iau acum copiii lui Adi de aici sau cei care mai sunt, ce vrei să fii când noi fii mare? Eu vreau să mă fac dotoliță, eu când noi fii mare o să fiu pilot, eu vreau să fiu avocat, polițist, să fiu robocap, să fiu nu știu cine. Și când ajunge la 18 ani și îl întreb ce vrei să fiu, nu știu. Păi de la un moment dat în cartea aia Alice în țara minunilor, ajunge Alice într-o intersecție de drumuri și vine motanul Garfield și îi spune, îl întreabă pe motan, zice, dacă o iau pe drumul ăsta, ajung unde vreau eu. Și zice, pe unde vrei să ajungi? Nicăieri. Da, zice, sigur o să ajungi.
Pentru că vreau să vă spun, când nu avem țintă, sigur o lovim, spune Søren Kierkegaard, un filozof danez, spune așa: problema oamenilor nu este că țintesc prea sus și nu nimeresc. Problema oamenilor este că țintesc prea jos și nimeresc întotdeauna. Să aveți visuri mari, vorba unui prieten al meu, să nu încăpeți în ele, să fie XXXL visurile. Domnul să ne ajute, visați! Pentru că avem dreptul ăsta și cereți-i lui Dumnezeu ca să faceți aceste lucrări. Eu n-aș vrea ca la moartea mea sau la moartea nimănui de aici, da, la trecerea în veșnicie, să spună, n-aș vrea să spună ca despre unul, fiți atenți ce poem a scris cineva despre un om. Zice, a trăit cândva un om prudent, nici n-a ajutat, nici nu s-a rugat, nici n-a râs și nici n-a plâns, n-a riscat nimic, evident. Și când a murit, asigurătorii i-au zis că, netrăind cu adevărat, au pretins că nici măcar nu a murit. Adică, vedeți dumneavoastră, să trăim aici fără să lăsăm nicio dâră, cum a zis Traian Băsescu, domnul din președinții României. Deci n-a lăsat nicio dâră în istorie. Păi cum adică? Dumneavoastră știți și tinerii și ceilalți că în Biblie este povestea unui împărat care se numea Ioram. Și spune despre Ioram, zice, a trăit printre oameni, fiți atenți, fără... Hai să citim, 2 Cronici 21 cu 20. A avut 32 de ani, da? A domnit 8 ani și a plecat fără să-i se simtă lipsa. Wow! Fără să se simtă lipsa că ai fost profesor, mă? Că ai fost pastor? Fără să ți se simtă lipsa că tu ai fost într-o casă? Fără să ți se simtă lipsa că ai fost vecin cu unul, a stat deasupra ta? Sau fără să ți se simtă lipsa în societate? Zice, a plecat, Biblia o spune, dar asta este un avertisment pentru noi, fără ca măcar să știe ceva. Păi, spune că într-o dimineață, când au venit la o biserică, o fetiță de 5 ani, toată lumea a zis, ce s-a întâmplat? A murit pastor George. Și fetița zice, oh, a murit pastor George. Ce bucuroși vor fi îngerii când se vor întâlni cu el. Pentru că în fiecare dimineață când venea fetița la biserică, pastorul ăsta ce făcea? O îmbrățișa, îi aducea veselie, bucurie și a spus, s-a dus acum și va înveseli îngerii. Putem să facem boabele astea de rouă, lucrurile astea mici și uneori se simte. La Câmpina, la Biserica Pentecostală, unde am mers cel mai des în ultima vreme, da? Era o bătrână și în fiecare toamnă când se termina programul și ieșeam afară, vedeam merele alea cu românești, cu gaură în ele, cu vierme în ele. Venea sărăcuța de la nu știu câți kilometri cu plasele de mere și le punea. Și noi când ieșeam, toți își luau mere și copiii și ceilalți. Și la un moment dat merele n-au mai fost. Și am știut că bătrânica aceea nu mai a venit la biserică, pentru că gata, i s-a terminat misiunea ei. Sunt oameni care îmbrățișează când se termină programul, oameni care stă alături atunci când există o lacrimă, oamenii trebuie să simtă lucrul ăsta și sunt mii de lucruri pe care vrem să le facem. Mărunte, noi am vrea totdeauna lucruri mari. Oceanul Atlantic e din picături de ploaie. Cât e el de mare, oceanul, întregul ocean, 71% din suprafața planetei, e numai apă, miliarde de metri cubi. Și apa aia toată e din picături de ploaie. Așa că picăturile noastre se adună. Dar vreau ca Domnul să ne ajute și noi să înțelegem, să fim eficienți ca oamenilor. Chiar să le pare rău când nu mai suntem în preajma lor. Am colegii mei la școală, colegele mele m-au nebunit acum cu mesaje cu coronavirusul ăsta, a zis, stai acolo 40 de zile, zice, nu mai veni că să facem noi orele tale, da? Și am colegii mei la școală și uneori le spun, de-abia aștept să scap de voi, de-abia aștept, le zic ironic, evident, de-abia aștept, mai ales că sunt foarte multe femei, de-abia aștept să scap odată de voi. Știți ce mi-a spus? A zis, dar noi nu vrem să scăpăm de tine, dar noi ne-am învățat cu tine, dar noi vrem să fim alături de tine. M-a răscolit o chestie de Leonardo da Vinci, care am citit-o, cred că acum un an, și spune Leonardo da Vinci așa, l-am supărat pe Dumnezeu și întreaga omenire, atenție mare, pentru că opera mea nu are calitatea care trebuia să o aibă. Leonardo da Vinci? Păi omul ăsta care e recunoscut la nivel mondial, cum adică? Păi picturile lui da Vinci și tot ce a făcut da Vinci nu sunt de calitate. Știți ce a spus? Aș fi putut să le fac mai de calitate. Și când am citit asta, am spus, Doamne, aș fi putut să dau randament mult mai mare, că Tu ai pus dar în mine, dar nu l-am înflăcărat, Doamne. Că ai pus dar în mine și Domnul să ne ajute ca noi tot ceea ce construim, da? Să nu fie paie, fân, trestie și să construiți numai diamante. Să construiți numai lucruri de valoare. Bun, acum haideți, noi avem darul, dar ce se întâmplă, Doamne? De ce nu arde flacăra asta în noi, Doamne? De ce nu este înflăcărat darul în noi? Ce anume ne oprește? Eu vreau să vă spun câteva principii ce oprește înflăcărarea darului în noi. Și unul dintre principii este așa. Noi, ni se stinge flacăra din noi pentru că ne este teamă. Ați înțeles? Frica stinge flacăra din noi.
Frica este un fel de vânt care vine peste flacără și în loc să o amplifice, o stinge. Și acum, de ce vă spun lucrul ăsta? Ia gândiți-vă dumneavoastră, când vine Domnul și dă talanți și împarte talanții, i-a dat și unuia talent și a adus-o la randament cu un talent. A adus sau n-a adus? Nimic. Dar de ce n-a adus? Am știut, eu zice că tu ești rău. Păi de unde știu tu? Pentru că tu ai gândit așa și din cauza fricii, omul acela n-a investit. Ceilalți au investit. Și care era? Deci, cui trebuia să-i fie frică mai tare? Unuia care a primit un talent mic, sau, adică un talent, sau celui care a primit 5 talanți? Cui ar trebui să-i fie frică mai mult? Ăluia care are mai multă influență sau ăluia care are mai mică? Păi ăluia care are mai mare. Și știți care a fost chestia? Tocmai ăsta n-a lucrat. Și tocmai asta se întâmplă și la noi. Retineți că Dumnezeu ne dă talanți după puterea fiecăruia. Și noi zicem, dar eu nu pot să predic, eu nu pot să vorbesc cu colegul de la serviciu, eu nu pot să vorbesc cu șeful, eu nu pot să postez, Doamne, până la 11 mă doare capul, domn profesor, nu mai pot, așa m-a luat o durere de stomac, zice, nu mai pot să postez odată cu toți. Păi cum adică să nu putem? Și nu numai problema de a posti, problema de a ne implica în cineva. Vin unii și spun, dar nu mă pot ruga mai mult. Aș vrea să fac lucrul acesta. Da, dar când e accident, cum poți să te rogi? Dumneavoastră ați văzut cum am cântat noi în seara asta o cântare aici, când am cântat cu toată biserica. Ați observat, frate Marius, cum am cântat cântarea aia? De ce n-am cântat o săptămână? Hai fim sinceri, săptămâna trecută când nu ne-a amenințat nu știu ce spaime. Păi ce ziceți dumneavoastră, o persoană care nu se roagă în momentul în care are soția lui un accident sau soțul lui, se roagă după aceea tineri, ce ziceți? În momentul în care nu mă rog tot anul când merg la școală și am examen și mai am 10 minute să intru la examen, mă pot ruga atunci? A? Mă pot ruga, ce ziceți? Sau dacă a venit, am trecut, nu știu, cu viteză prin oraș și m-a oprit la un moment dat poliția ca să-mi ia permis. Așa mă rog, Doamne, să nu mi-l ia, Doamne, să nu mi-l ia. Doamne, ce strig! E drept că putem. Păi avem potențialul noi sau nu? Păi Dumnezeu a pus un potențial uriaș în noi. Și n-am vrea, eu vă zic sincer, știți cum ar trebui să ne rugăm? Ca la școala de șoferi când dă examen. Când dă examen ăla care este la volan, spune, Doamne, să nu fie vreo groapă de canal, să nu-mi iasă cineva înainte, Doamne, să nu facă vreo, Doamne, ajută-mă. În continuu se roagă. În continuu, asta ar trebui să facem și noi, să ne înflăcărăm în fiecare moment. Pentru că, iubiților, vedeți dumneavoastră, uneori Dumnezeu ne trece și prin site, uneori Dumnezeu ne trece și prin încercări, tocmai pentru a ne-a testa noi potențialul. Pentru că suntem plini de lumină, avem lumină în noi, așa cum am spus și dimineață, putem să facem găuri în tot întunericul ăsta și să-l împrăștiem. Dacă ce grozăvie ar putea face Dumnezeu cu unul ca tine, tinere? Ce grozăvie poate să facă Dumnezeu cu tine, Ilie, dacă stai atent la chiarit? Și când ai să pleci de acolo, o să vezi că tot poporul o să se întoarcă la Domnul. Și inclusiv împăratul ăla Ahab o să-i dea cinste lui Dumnezeu. Ce grozăvie poate să facă Dumnezeu cu un singur slujitor, da? În momentul în care îl folosește și îi dă frica aceasta la o parte. Și nouă nu ne convine uneori, e adevărat, vă spun, trecem prin văi, prin necazuri, prin presiuni. Nu ne convine varianta asta, dar să nu uitați că întotdeauna în varianta asta Dumnezeu ne trece pe acolo ca să ne depășim limitele. Aveți adrenalină în dumneavoastră. Și ce e adrenalina? I-a pus-o Dumnezeu în noi, ca în momentul în care e o spaimă ceva și se revarsă, mă urc într-un brad de 60 de metri când e un câine, fără scară. După aia pot 30 de ani să încerc, nu-l mai urc. Da? Adrenalina mă împinge. E, cam așa este și Duhul lui Dumnezeu în noi. Când trecem prin anumite situații care nouă nu ne plac, atunci noi ne depășim limitele acestea. Și mi-a plăcut ce spunea un pastor, spunea așa, a zis că Dumnezeu când ne trece prin adânci, ne trece înainte de a ne urca pe vârfuri înalte. Dumnezeu l-a trecut pe David prin văi adânci, a trecut pe Domnul Iisus prin văi adânci, a trecut prin văi adânci o mulțime de oameni din Biblie și din zilele noastre, tocmai a urca undeva sus. De ce credeți că Traian Dorz a fost undeva sus? Că a trecut prin văi adânci. Richard Wurmbrand, că a trecut prin văi adânci. Și nu mai vreau să spun de alții, da? Ferenc Vișchi, Sergiu Grosu, Radu Gir, o mulțime care au trăit acum perioadă cu noi, că nu vreau să vă spun cei din antichitate, și de oameni ăștia care au trăit cu noi, prin văi adânci, dar Dumnezeu după aia i-a urcat pe munții înalți. Așa că ăsta este testul și nouă ne este frică. Nu știu. Ia uitați-vă puțin, apropo de gropile alea mari, când se construiește o căbănuță undeva, fundația aia, temelia aia, ce gaură face? O gropiță mică, da? Dar când se construiește un zgârie nori cu 75 de etaje, cât e groapa de adânc?
Înțelegeți? E, și Dumnezeu când sunt gropile adânci, țineți minte că acolo ne testează limitele și după aceea trebuie ca să urcăm. Că Dumnezeu nu ne-a chemat ca să ne bage pe noi în văi, nu. Dumnezeu ne-a chemat să ne urce pe vârfuri. Frica este un scai care să ține tot timpul lipit de noi și vrem să ne rugăm în seara asta, în mod special, să dea Domnul o parte frica aceasta din noi. Adică tipul ăsta fricos cu un singur talent, da? Și apropo, de ce nu mi-o fi frică nouă să predicăm unde? La locul de muncă, la facultate, pe străzi? Nu știu de ce oare, ce anume să ne fie frică? Ce anume ne oprește? Pentru că noi suntem împreună cu Dumnezeu. Și cu El de o mână putem să învingem toată lumea. Și vreau să vă mai spun ceva aici important. Am mai vorbit ieri cu cineva de la dumneavoastră de aici, de la biserică. Vreau să știți așa, locul de muncă și chiar de facultate este altarul în care noi putem să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și știți ce înseamnă asta? Că acolo unde suntem în fiecare zi câte 8 ore alea, da? Acolo în pastorii, să zicem, acolo misionarii, slujitorii Dumnezeu nu pot să pătrundă, dar Dumnezeu spune și într-o multinațională, să spunem, am pe cineva care mă va mărturisi. Și undeva la KFC, și undeva într-un mall, și undeva, nu știu unde, într-o fabrică unde sunt tot felul de oameni, am unul de al meu care o să mă mărturisească. Și acolo noi trebuie ca să biruim frica. Știți, ne rugăm, Doamne, înflăcărează darul în noi și nu o să mai ne temem de nimic. Sunt oameni care nu vor auzi niciodată despre Hristos și ocazia asta unică, nu vor auzi decât poate de la noi. Eu acum săptămâna asta m-am întâlnit cu niște fete de clasa 12 și un singur băiat și i-am strâns așa în cerc și m-am rugat cu ei. Și după ce m-am rugat cu ei și au început să plângă uneori pe podea acolo în clasă sau în anfiteatru, să face un cerc de lacrimi după ce mă rog pentru ei. Și le spun mereu, lacrimile astea se duc direct în cer, astea nu se duc în parchet. Dar le-am spus, mai aveți 3 luni care mai stați împreună cu mine și dacă în astea 3 luni nu vă schimbați, nu știu după aceea ce ar putea să se întâmple. Da? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat ca să biruim frica în orice loc și să înflăcărăm și pe alții. Dar tare mă mai tem eu, hai să zicem, nu numai frica este, că asta este primul factor care ne face să ne pierdem din evlavie. Dar tare mă mai tem eu, nu doar că frica ne stinge darul, ci că și confortul. Haideți să spunem că nu ar fi așa decât la aia din România, da? Tare mi-e teamă mie, pentru că vreau să vă zic, ați văzut vreodată un lemn care arde și aprinde și pe alții în momentul când este scos din flacără de acolo și pus deoparte? Legea aia a entropiei este că el să se stingă. Darul multora este stins de confort. Și priviți puțin că s-a citit în dimineața, după amiaza asta, aici ceva și o să revin. S-a citit 1 Samuel în capitolul 17 despre David, dar eu vă duc puțin mai în față. În capitolul 1 Samuel 14:2 vorbește despre Saul și mai târziu despre Ionatan. Știți ce spune în versetul 2? Că Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodiu din Migron și poporul care era cu el era 600 de oameni, stătea la umbră 600 de oameni, confort, bea Coca-Cola, mânca chipsuri ăștia, da? Avea popcorn, nu știu ce aveau acolo, cine știe ce discutau ei, să zicem, sub, cum o fi încăput, domne, sub un rodiu 600 de oameni, nu-mi imaginez, dar la umbră mulți câini în cap sub căruță, vă spun eu. Da? Cum o fi încăput acolo atâția? Și fiți atenți, îi atacau filistenii în vremea aia. Era presiune asupra lor. Și stăteau confortabil. Și Dumnezeu a îngăduit ca să fie un Ionatan care a urcat împreună cu servitorul lui și spune în versetul 6, zice, suiete că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Dar a fost acolo cineva înflăcărat și ăla a fost Ionatan. Și după aceea, mai târziu, în capitolul 17, cine ce s-a citit în seara asta, când vine David înaintea lui Goliat și îl învinge David pe Goliat, da? Soldații știți ce făceau? Ăia stătea la umbră, ăia se băgase în pădure, ăia se bazau pe pădure, zice, dacă vine Goliat, noi fugim cu toții în pădure. Tot confortabil erau, n-avea nimeni, nu mă bag eu, eu am 5 copii acasă, dacă mă mănâncă Goliat. Dar eu am familie grea, dar eu sunt mai bătrân, dar eu sunt mai sărac, dar eu n-am pensie, dar nu mă bag în lupta asta eu. Și vine David, un tinerel, s-a băgat în luptă și fiți atenți când îl vede Ionatan pe David,
că se luptă și că este la fel ca el. Spune că au devenit niște prieteni, i-a dat hainele lui împărătești, i-a dat sabia lui, i-a dat totul. Că știți ce a spus Jonatan? Ăsta e la fel ca mine. Ăsta este înflăcărat, ăsta este plin de Dumnezeu. Și eu știu că Dumnezeu îl va folosi pe ăsta ca să scoată poporul acesta tot din starea asta de amorțeală. Că e nevoie de un singur om ca să îi înflăcăreze pe ceilalți. Și Domnul să ne ajute toți să fim plini de flăcări, toți să fim plini de flăcări sfinte, evident. Ce ziceți dumneavoastră, Timotei? Era temător, era temător Timotei sau nu era? Era și el tânăr, da? Dar uite că a învins astea. A trăit el într-un confort? Nu. Pentru că el a trăit într-o vreme destul de grea, când era chiar apostazie, când era împotriva bisericii. El a trecut într-o situație destul de complicată. Am văzut acum într-o zi o imagine, apropo că tot vorbim despre astea, în China, niște frați de-ai noștri, ar trebui să ne rugăm pentru ei, din Wuhan, mergeau pe străzi cu niște măști și cu portavoci și predicau pe străzi ca oamenii să-i audă. Adică, vedeți, au ieșit din starea aia de confort, ar fi putut să spun, noi stăm numai în casă, Doamne, nu pățim cine știe ce. Dar a zis, da, dar ce ne-ar folosi dacă voi ați trece în veșnicie și n-ați fi mântuiți? Și ăștia în China sunt morți de două ori, și de virusul ăsta, și de comunism. Creștinii, vreau să vă spun, comuniștii nu le dă voie ca să predice și pe stradă. În China, dacă predici în facultate, poate să te și împuște. Este o fată de la mine din sat care s-a pocăit în China la predicile fratelui Luigi Mitoi și a spus, Nicu, ea mai venea la biserică când era mică, dar acolo a lovit-o Dumnezeu, să zicem în urmă cu câțiva ani, acolo în China a atins-o. Și a spus, știi ce am făcut? Am predicat în continuu în facultăți la chinezi și știam că dacă le predic și mă prinde, o să fiu împușcată. Deci Dumnezeu mi-a dat curajul ăsta, că Dumnezeu când ne înflăcărează, nu mai avem nicio teamă. Și vă spun, iubiților, să ne ajute Dumnezeu să nu ne temem, să ne ajute Dumnezeu să nu stăm într-o zonă de confort. Și știți ce ne mai stinge nouă, ne mai stinge flacăra asta, ne mai stinge teama de eșec. Asta poate să ne stingă darul, da? Pentru că nouă ne este teamă, dar dacă nu o să-mi iasă bine, dar dacă mă fac de râs, dar dacă mă implic aici și nu reușesc. Și tot timpul vine diavolul și ne face ca să ne temem de eșec și de aia noi nu suntem înflăcărați. Am un prieten care a scris un articol și mi-a plăcut ce a spus voi aici în italiană, că am și uitat că suntem învingători cu tine, dar prietenul meu a spus, la Dumnezeu, fiți atenți, luptele sunt câștigate dinainte. La Dumnezeu războiul este câștigat dinainte ca să-l dăm. Nu știu de ce tot vedem noi goliați ăștia în ochi. Ar trebui să-l vedem pe Dumnezeu că e mai mare decât Goliat și ar trebui să nu ne temem de niciun eșec. Marfi spunea, nu contează că, apropo, că unii spun, Doamne, dar dacă am căzut, da, dar ai căzut, te ridici, te lupți, mergi înainte. Și Marfi spune, nu contează că ai căzut atâta timp cât alegi ceva de pe covor, da, când te-ai ridicat. Adică cât câștigi ceva, pentru că nici nu-mi trece prin cap să vă asigur că noi nu vom cădea, că noi nu vom avea falimente, nu. Dar recunosc, noi oamenii vom avea căderi și falimente. Da, dar numai cine nu face nimic nu o să cadă vreodată și nu o să intre în falimente. Da, dar și în momentul în care cineva cade, se ridică de acolo și după aceea altfel îl privește pe Dumnezeu. Îl întreabă la un moment dat pe Thomas Edison, ăsta care a inventat becul. Vine o reportiță, a spus, domnule Edison, zice, ce ați învățat din cele 1000 de eșecuri? Că spune că de 1000 de ori a bubuit becul până a nimerit odată becurile astea de le avem. Și el a spus așa, în fiecare dată am învățat cum nu poate să fie un bec. Deci de fiecare căderea noastră sau eșec care îl avem, de fiecare dată învățăm cum n-ar trebui să facem. Mă înțelegeți de ce le îngăduie Dumnezeu? Dar Domnul să vă dea putere și să nu vă temeți de prejudecăți. Foarte mulți dintre noi se stinge darul care Dumnezeu l-a pus în noi din cauza că tot timpul ne gândim la prejudecăți. Timotei, tu ești prea tânăr. Cum să faci tu cina? Cum să botezi tu? Cum să faci tu disciplină în biserică? Cum să predici tu la anunț? Cum să spui mâinile peste oameni? Cum să binecuvântezi copiii? Cum să să conciliezi familia? Ești prea tânăr. Și Pavel vine și spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, că tu știi că eu când mi-am pus mâinile peste tine și ai primit darul Duhului Sfânt, tu decât trebuie să-L înflăcărești și să poți să faci toate lucrurile astea. Noi nu înțelegem uneori aceste principii și iubiți tineri, vreau să vă spun că trebuie să trăiți voi cu ceea ce sunteți voi. Asta în afară de păcat, să nu vă gândiți la păcat. Cu ceea, cu aturile pe care le aveți și Domnul să ne ajute să privim întotdeauna cu ambii ochi înspre El. Nu să privim cu un ochi la Hristos și cu un ochi la ceilalți, că oamenii ceilalți ne pot dezamăgi.
Ne pot, nu știu, putem să intrăm în nu știu ce stări și atunci vine eșecul. Spunea, aseară l-am zis la niște tineri, spune Dale Carnegie, este un american de ăsta, influencer de ăsta sau ce o mai fi, și spune la un moment dat, nu știu care este cheia succesului, dar sigur vei avea eșec în momentul în care vei încerca să mulțumești pe toată lumea. Și noi încercăm, mai ales pastori, să cânte tinerii, să nu cumva, zice, să nu cumva să depășiți, să bubuiți din tobe, dau și eu un exemplu, să supărăm bătrâni. Și acum dacă îi lăsăm așa, supără ceilalți. Dacă îl lăsăm numai pe cei mai în vârstă să cânte în carte de cântări, să supără ăștia. Și noi nu mai știm ce să mai facem, mă înțelegeți? Da, da. Și vă zic, luptându-ne așa, uneori poate că avem eșec, că încercăm să vă mulțumim pe toți. Și eu nu vreau lucrul ăsta să îl spun acum, că trebuie ca toată lumea să trăim într-un echilibru perfect. Dar vreau să vă zic că noi încercăm să-i mulțumim pe alții și uite așa putem să avem eșec. Spune Maica Tereza, ați auzit? Și culmea, Maica Tereza este, bunicul ei este român, da? Și bătrâna asta care a văzut de a sta cu leproșii pe străzile prin India spune la un moment dat într-un poem al ei, zice, oamenii sunt adesea neînțelegători, irascibili, egoiști, tu iartă-i oricum. Dacă ești bun, oamenii, zice, te pot acuza, zice, de egoism și de intenții ascunse. Tu fii bun oricum, dacă ai succes, poți să câștigi prieteni falși și dușmani adevărați, caută succesul oricum. Dacă ești cinstit, spune ea, și sincer, oamenii te pot înșela, fii cinstit oricum. Și nu vă mai citesc acum, pentru că spune ea, la urma urmei este între tine și Dumnezeu. N-a fost niciodată între tine și oameni. Pentru că la urma urmei, spune Arsenie Papacioc, un fost călugăr din România, nu știu dacă mai trăiește, spune, pe mine, pentru mine nu contează părerea care au oamenii despre mine, pentru mine contează părerea care o are Dumnezeu. Că oamenii poate să mă ridice pe piedestal sau poate să mă bage în mocirlă, dar eu știu relația care o am cu Dumnezeu și dacă este bună, pentru mine contează ce spune Dumnezeu. Dacă este rea și oamenii mă perie, mă ridică în slâb, la fel, contează ceea ce spune Domnul. Domnul să vă ajute să nu aveți frică, pentru că frica este cea care ne oprește, ne stinge din înflăcărarea aceasta. Și timid, sfios, omul acesta, Timotei, a trebuit să țină față învățăturilor, ereziilor, decadenței, învățăturilor false, vreau să vă spun. Efesul era un fel de Londra de astăzi, plină de tot felul de oameni cosmopolit și creștinii trebuia să trăiască după un standard mult mai înalt decât al celorlalți din jur. Și noi, oriunde suntem, standardul nostru trebuie să fie mult mai înalt decât acelorlalți. Și de aceea trebuie ca să fim cumpătați, vrednic de cinste, spune 1 Timotei 2:2, în stare să învățăm cu alții. Da? Să uitați-vă, în societatea noastră este nevoie de oameni care să aibă flacăra aceasta aprinsă. De aceea, rugați-vă ca Dumnezeu să înflăcăreze darul care este în dumneavoastră. Vă mai spun foarte rapid al doilea principiu care îl învățăm de aici, de la acest lider neașteptat. Întotdeauna păstați regulile când cei mai mulți le ignoră sau le încalcă. Întotdeauna rămâneți în ele, spune, vine Pavel, spune Timotee, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, vor veni oameni cu iubitori de sine, iubitori de bani, oameni lăudăroși, oameni trufași, oameni hulitori, oameni nemulțumitori, fără dragoste firească. Asta spune 1 Timotei 3. Timotee, vor umbla unii cu vorbării goale în capitolul 2 cu 16, cu întrebări nebune și nefolositoare, versetul 23. Cu o formă de evlavie care tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, capitolul 5 cu 3. Vor fi unii care fac rău, cum a făcut Iane și Iambre lui Moise. Vor fi unii, zice, care se vor ridica, la fel ca Dima, care vor trăda. Vor fi unii ca Imeneu și Filet, care sunt lumești. Vor fi unii ca Alexandru Căldăraru, zice, care vor fi gata ca să facă rău, zice, pocăiților. Vor fi o mulțime de oameni, dar Timotee, tu să ții standardul sus. Și dacă noi vedem în jurul nostru atâtea lucruri care se întâmplă, atâtea grozăvii astăzi, noi trebuie să stăm cu standardele sus, spune lui Timotei în 2:24, robului Domnului nu este permis să se certe, nu este obiceiul bisericilor lui Dumnezeu disputa asta de vorbe. Știți ce zice Pavel? Unde nu suntem de acord, Dumnezeu să ne lumineze. Și gata, ne oprim acolo, în ceea ce suntem de acord. Spune, trebuie să fie blând, trebuie să fie o persoană robului Dumnezeu, trebuie să trăiască frumos, nu lumesc. 2 Timotei 2:14, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Nu spun eu, o spune Biblia și am putea să citim numai de acolo. De aceea trebuie să fiți atenți.
Nu vă uitați cu jin la alții, nu copiați la școli, la facultăți, da? Nu fiți gata, nu știu ce să zicem, să ignorați regulile. Nu intrați în afaceri cu oameni care nu au, nu se păstrează de principiile astea bune, că ne târăși și pe noi. Stați departe de tot ceea ce este păcătos. Domnul să ne dea puterea aceasta. Și poate puteți să spuneți, da, zice, da, Domne, zice, poate cineva, zice, să nu cadă într-o greșeală. Da, eu zic, oamenii pot să cadă, dar noi putem să ne ținem standardele sus. Și uitați-vă la cei trei tineri din Babilon. A spus, noi nu mâncăm din mâncărurile voastre, împărate, noi nu ne plecăm genunchi în fața acestui idol, împărate Nebucadnețar, zice, noi nu acceptăm legile babiloniane, că noi avem Scriptura. Și Domnul să ne ajute să păstrăm numai Scriptura. Să aveți grijă cum vă hrăniți sufletul, da? Pentru că noi, uneori, ca și Samson, spune că a luat miere de unde? Dintr-un hoit, miere era dulce, dar venea din hoit, nu avea voie să se apropie. Și noi, tot felul de lucruri, da, care sunt otrăvitoare, vin cu virus și în ele să decep. Doamne, ce dulce este asta! Că v-am mai spus, ne pierdem vremea cu internetul, ne pierdem vremea cu tot felul de lucruri. Primesc, Doamne, nu-mi vine să cred, primesc mail-uri după la femei din biserici, după la nu știu cine, soțul meu este dependent de pornografie. Iertați-mă că vă spun lucrul ăsta, e adevărul. Stați departe de prostiile astea. Uite, se mai întâmplă ceva, am făcut cu tare lucru. Uitați-vă, fiți atenți, nu ne luăm după modă. Moda e cea care, nu știu, alții ne îmbracă, alții ne spală pe dinți, ei ne spun ce periuțe să luăm, ei ne spun nu știu ce, atâtea reclame, nu știu ce tot trăim din ele, atâta sexism care s-a extins astăzi. Oameni buni, noi când venim măcar la biserică, îl slujim pe Dumnezeu, dar nu numai la biserică. Trebuie să fim peste tot cu standardele acestea sus. Și de aceea vă zic în această zi, da, că vine cineva și îmi spune, zice, și ce să fac, frate, să-mi scot ochiul? Nu! Nu trebuie să scoți ochiul, dar vă spun sincer, dacă te-ai uitat la niște imagini nesănătoase cu ochiul ăsta, chiar dacă ți l-ar scoate biserica, pastorul, imaginile ți-au rămas în cap. Problema este că nu trebuie să le introducem în creier. Acum, să nu vă hrăniți cu lucrurile acestea și uitați-vă la lumea de astăzi. Care este ID-ul lumii de astăzi? Bani, frumusețe și diplome, domne, sau am, domne, nu știu ce funcții. Păi, la un moment dat, în Vrăjitorul din Oz, se duce omul de tinichea, se duce, nu mai știu acum cu cine, se duce și când cu fetița acolo, cu câinele, ajunge la Vrăjitorul din Oz. Și îl întreabă pe omul de tinichea și pe, nu știu, o păpușă de aia, pe sperietoarea de ciori. Zice, tu ce vrei, mă? Omul de tinichea zice, vreau să-mi dai o inimă. Sperietoarea de ciori zice, vreau să-mi dai creier. Să uite așa, Vrăjitorul din Oz zice, mă, zice, creier și inimă nu pot să vă dau, dar vă dau câte o diplomă. Că uitați-vă astăzi, ce dacă ai diplome, ai neapărat creier și inimă? Păi Domnul să ne ajute să avem inimă și creier pentru El. Că diplomele astea se trec. Și să nu ignorați regulile lui Dumnezeu, da? Să nu vă lăsați, apropo, vă mai zic ceva aici, iertați-mă, nu vă lăsați amăgiți de diferite Eve sau de diferiți Schwarzenegger. Nu vă lăsați amăgiți că arată nu știu cum, că vezi, Doamne, nu știu, ea vine de la sala de fitness, el e, nu știu, cu cărarea într-o parte, cu blugii tăiați, cu mașină de care, sau nu știu ce să vă mai zic. Că de ce vă spun? Îmi scrie și nu unul, mulți. Și îmi scrie o fată, a zis, frate Nicolae, haide să vă spun ceva. Uite, m-am îndrăgostit de un băiat, fata a avut probleme, tot din diaspora e și fata aceasta. Și acolo este fără părinți. Și am avut probleme, m-am îndrăgostit de un băiat. A început să mă mintă, frate Nicu, i-am dat o mulțime de bani, îi dădeam bani în continuu și tot mă mințea. Mi-am dat seama la un moment dat, am vrut ca să oprez lucrul acesta și zice, știți când mi-am dat seama că el mă trădează? Momentul când am stabilit nunta și el cam strâmbat din nas. Și pe urmă îmi spune plângând la telefon, dar zice, știți care e problema, frate Nicu, că vi-o spun la urmă. Problema nu e că mi-am mâncat banii, că mi-am luat rochia de mireasă, degeaba că am anulat nunta. Problema este, zice, că m-a păcălit și s-a culcat cu mine. Pentru că asta se întâmplă dacă nu suntem atenți. Rugați-vă întotdeauna ca Dumnezeu să înflăcăreze darul ăsta care îl aveți, să vă ajute Domnul ca să trăiți frumos. Și mai umblă acum o chestie, mă iertați că, frate Marius, că spun și asta. Vin, mă întreabă unii la tineretul, zice, nu le vorbești ceva despre tatuaje, îmi venea să-mi dau palme. Păi cum să vorbesc de tatuaje, dar zic, de ce? Păi a fost o contrazicere până să vii tu aici la întâlnire, a fost un contrazicere că ce tatuajele sunt păcat? Și a trebuit, după aia m-am rugat, îmi spune, eu nu vă spun decât atât de tatuaje, nu avem timp în seara asta. Dumnezeu, dacă citiți acolo un Levitic unde spune cu slovele alea pe trup, înainte spune, ascultă Israele, Shema Israel. Ascultă,
că problema e de ascultare. Știi ce îi spune? Să nu te culci cu animale cum fac nu știu cine. Să nu te culci bărbat cu bărbat cum face nu știu cine. Să nu-și faci slobe pe trup cum își fac nu știu cine. Să nu faci nu știu ce. Evreii n-aveau de gând să facă chestia aia, dar Dumnezeu i-a prevenit și a spus, dacă le faci, asta e neascultare. Și tot ceea ce facem noi, am vrea să fie ascultare. Știți ce este cel mai greu lucru din lume? Nu să predici, nu să te rogi, nu să postești. Cel mai greu lucru din lume este să faci voia lui Dumnezeu. Cel mai greu lucru din lume este să știi voia lui Dumnezeu, să nu o faci. E cea mai mare luptă pe care o dă cineva. Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrurile plăcute înaintea Lui și să fim niște oameni devotați și plini de energie pentru El. Și dacă sunteți astăzi aici, sunteți că Domnul este Cel care a pătimit pentru voi. Să rămâneți în picioare chiar dacă alții cad. Să vă rugați, Doamne, întărește-ne în har. Asta îi spune Timotei, 2 Timotei 2 cu 1, da? În grecește, endunamau, înseamnă un imperativ care este prezent și spune, Timotei, tu poți să fii întărit constant și zilnic. Și pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu. Ba mai mult decât această împuternicire asta, întăriți-vă în har, este împuternicirea pe care Dumnezeu ne-o dă fără ca noi să merităm. Pentru că Dumnezeu nu se lasă fără martori. Când a căzut la un moment dat catolici, a apărut protestantismul, a apărut Martin Luther, a decăzut ăștia, a apărut John Wesley, a decăzut anglicanii, a venit Spurgeon, a decăzut baptiștii, a apărut Azusa Street, a coborât Duhul lui Dumnezeu printre oameni. Când vor cădea penticostalii, apar carismatici, cad ăia, apar alții, Dumnezeu întotdeauna scoate pe cineva. Noi trebuie ca să-i facem de slavă lui. Și hai să vă spun ceva în ultimele minute astea, că așa repede a trecut timpul. Ultimul lucru pe care vă spun și pentru tine și pentru celălalt, și să-l țineți minte. Mântuirea o dă Hristos, dar coroana din ceruri trebuie să vi-o duceți voi. Ați mai auzit vreodată asta? Că spune Pavel, zice, acum aștept ce? Cununa aia. Dar ce cunună? Pe ce Dumnezeu stă să facă cununi în cer, nu? Cununa ți-o faci tu aici pe pământ. Când fetițele mele erau la școală, venea doamnele și spunea, domnul geantă, domn profesor, faceți-le coroană că ia premiul întâi. Nu le spunea. Și ea când ieșea acolo în față, îi punea coroana, zic, mi-a dat doamna coroniță. Dar coronița era făcută dinainte. Pentru că coroana din ceruri ne-o facem de aici, de pe pământ. Orice trudă, orice facem aici, ne punem nestemate pentru coroana din ceruri. Mântuirea este gratuită, este oferită de Domnul 100%, dar cununa aceasta, noi care o vom purta acolo, ne-o facem în fiecare zi. Și de aceea nu putem ca să stăm niște persoane așa neascultătoare, niște spectatori, că spectatorii nu primesc cunune, că anonimii nu li se fac statui, numai eroilor li se face, și de aia trebuie să slujiți, să alergați, să iubiți, să vă antrenați în fiecare zi. Le-am spus la o biserică, ați văzut mă surferii, am văzut în California, ăia care merg pe valurile alea înalte, păi eu cad cu placa așa, ci? Dar surferii aia, ca să călărească valurile, în fiecare zi se antrenează. Și ne întoarcem puțin acum la David. Într-una din zile când ajunge pe câmpul de bătaie și toți strigau și tuturor le era frică, le era teamă, erau neînflăcărați, apare David și spune, cine este ăla dintre neamuri? Cine hulește numele Dumnezeului Celui Sfânt? A spus, Goliat, e un uriaș. Și a zis, dar voi vă temeți de el? Eu mă duc în numele Domnului și o să-l înving. Și David s-a pleacă în râu și ia niște pietricele. Și când a tras cu praștia Dumnezeu direct în cel mai nevralgic punct din frunte, a hotărât să se ducă piatra aia și l-a nimerit în frunte și a căzut jos. Dar atenție, era prima dată când a tras David cu praștie. Păi știi ce făcea David? În fiecare zi David când era cu oile, lua alăuta, lua arfa și cânta lui Dumnezeu psalmi. Și îl slăvea pe Dumnezeu și se ruga și cobora Duhul lui Dumnezeu peste el. Și David punea alăuta, punea chitara în prun, să spunem. Și apoi lua câte o pietricică și începea să tragă cu praștia. Și se uita și spune, mă, un copac la o distanță de 100 de metri, trăgea cu praștia, nu-l nimerea. Și trăgea până nimerea copacul. Pe urmă zice, dar n-aș putea să nimeresc o ramură. Și a început să tragă până a nimerit ramul. Dar n-aș putea să nimeresc o frunză. Și a început să tragă până a nimerit frunze. Și spune David, dar n-aș putea să nimerești o muscă din zbor. Și David atât s-a antrenat că nimerea musca din zbor. Și când vine Goliat, un uriaș, a zis, n-am cum să-l nu nimeresc. Pentru că eu nimeream și musca, dar în spate erau ore de antrenament. Și ca să fii înflăcărat pentru Dumnezeu, în spate sunt ore de antrenament, de post, de rugăciune, de alergare, uneori epuizați în lucrare, epuizați pentru Hristos, să nu, decât să ruginim, vorba lui Spurgeon, mai bine să murim epuizați. Și Hristos asta a făcut tot timpul. Hristos a alergat dintr-o parte în alta. Hristos a fost tot timpul într-o continuă alergare, a muncit, a fost istovit, de-aia a murit în 3 ore pe cruce, pentru că a fost mort de obosit. Și toți au rămas uimiți. Cum a putut să moară așa de repede? De oboseală a murit. Pentru că Hristos a venit să muncească în continuu. Și noi ar trebui să fim la fel ca El.
Dumnezeu să vă dea puterea aceasta și dumneavoastră și mie. Știți ce a făcut Timotei? Într-una din zile în Efes a fost o procesiune păgână. Și în ziua aia au ieșit foarte mulți oameni, au început să scandeze despre Diana efesenilor, despre, nu știu, tot felul de lucruri care erau lumești, de decadență. Și când strigau toți acolo cu idolii lor, s-a dus, asta spune istoria, s-a dus Timotei și le-a spune: cinstiți-L pe Dumnezeu, ce faceți voi este idolatrie. Și mulțimea aia înverșunată a venit cu bâtele și l-a omorât, și așa a murit Timotei. A murit slujind. El și-a înflăcărat darul și în fața pericolului. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Acum, în seara asta, aici ne oprim, că s-a terminat și timpul, dar ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să vă gândiți, cine oare stinge darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi? Am intrat cumva într-o perioadă de confort? Am ajuns cumva în lucruri care pe Dumnezeu îl împiedică ca să lucreze? Avem cumva în viața aceasta de aici piedici, frici, eșec? Ce anume ne oprește? Ținem standardele sus sau începem să le lăsăm jos? Ne-am pregătit cu luna, dacă vine Domnul, apropo, mâine, suntem pregătiți să ne întâlnim cu El? Dacă nu, în seara aceasta vrem ca să ne cerem iertare. Și eu o să vă provoc, în seara aceasta ne plecăm capetele și ne rugăm și Dumnezeu să ne umple de energia Lui, de focul Lui cel Sfânt. Și dacă cumva am greșit în seara asta, vrem să ridicăm o mână ca Domnul să ne ierte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Stați cu capul în jos și cine are nevoie în seara asta, ridică o mână sus și cere lui Dumnezeu ajutorul. O să intrăm toată biserica într-o rugăciune și Domnul să vă ajute să creșteți ca cedri din Liban și să rămâneți mereu verzi. Amin.